10 minus 9 este egal cu 1 și 1. Din păcate, 23 n-a mers. Așa da, iată-ne că putem spune ca o probă că 341 este domnule, sigur. Da? Mă scuzați, dar eu la școală, acum vreau să zic, eu la școală am învățat despre o metodă. Dacă nu merge și ți se puresc, mai bagi un 0. E corect? Ah, sigur că da, cu numere decimale, că se obține cu decimale, decimale, adică înseamnă zecim, sutim, miim și continuăm cu virgulă, da? Dar o să facem asta mai târziu un pic, deocamdată mă ocup de divizori. Eu vreau să găsesc divizori, adică să văd la cine se împarte exact. Da? Deci, 341 egal cu 23. 23 ori 14 plus restul 19. Iată, dragule, că putem spune că până în clipa asta ne-am dus până la 23 și n-am găsit. Să luăm pe 24? Nu o să merită. Păi am zis că nu. Dar 25. Nu. Nu, care e pe 5. 26? Păi dar nu, că e prim. Adică este 4. Are 5. Și 26 e 4, pardon, nu? 26. Deci numele pare nu se poate. Nu ne mai luăm, nu discutăm, că nu l-am avut pe 2. 27 27 e 3 ori 9. Nu, are pe 3. E foarte bun. Cum să fie foarte bun? Adică... Păi dacă are pe 3... Da. Stai sigur, de ce să muncim? Dar are pe 3 incorporat. Și 3 nu este divizor. Nu are rost să-l încercăm. Deci 27. A, da. 27 e cam cu 3 ori 9 și nici 9, dar și la 3 și la 9. Aici nu se pune problema că suma cifrelor sale nu face număr ca să împarte la 3 sau la 9. Deci ar veni atunci 29. 29, da, că n-are nimic incorporat. 29 e număr prim. Deci să ne ducem spre cine? Ai spus tu acum? 29. Hai să vedem 29, să vedem cine este la 29, dacă îți împarte sau nu la 29. Deci 341 împărțim, 341, 341, îl împărțim la 29 și merge... 19 ori 2 ar veni cam de... Cam odată vine. Deci 29, 34 merge odată. De două ori? De două ori că 29 fac 34. Aaa, i-am scris 19, doamne. 29 ori 2, iar de fapt 29 de o singură dată. Sigur că da. Deci 29 și restul este aici 4 din... Aici 9 din 14. 9 din 11. De ce mă? Păi, dar nu se pune la unități? 9 cu 1. Mai, stai o secundă. O dată 29. Nu așa se începe împărțirea din partea stângă, ce faci, mă duci, mă... Se poate așa ceva de aici? Deci, nu primi două ori... M-am derutat eu. Atenție. Deci merge o dată. 9 din 14, 5. 9 din 14, 5 și nimic. 51. Și acum? Merge de câte ori aici? Puteți ajuta? Deci... Ar veni de două ori. Dacă zicem de două ori, depășește. De două ori 9, 18, de două ori 2, 4 și 1, 5, 9, 58, nu merge de două ori. O singură dată. 1 ori 29, 29. 29, 2 și... 2. 22. Rest 22. Deci, rest este, cât ai spus tu? 22. 22. Deci, 12 minus 9, aici 2. E 3, nu? 2. 2, ai spus bine, 2. Și aici 2. 22. Nu, n-a mers. După 29 se încercă altul. Alt număr. Deci, ca pe la 100,
Păi nu știm până, o să vedem până când de ce te-am, o să-ți spun imediat. După 29, cine este de încercat? 30 nu are niciun rost. 31. Deci 31, deci 341 împărțit la 31. 31 merită testat. La 31, 3 și nimic. 31. Da, merge. Și 31. 11 face. Asta era. Dragule, deci noi am mers ușor, ușor. Ții minte, pe 11 l-am luat. Adică 341 gram împărțit la 11 și mi-a dat cât, câteodată restul, câteodată împărțit la 11? Da, 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 că l-am făcut la 11. În mod sigur e făcut. O să vreau să mă uit. Împărțit la 8, 11, 31. Asta e. În momentul de față de împărțitul 341 este egal cu împărțitorul 31 plus, nu, 31 ori 11, 31 ori 11, plus 0 restul. 0 restul. Și atunci, și 11 și 31 sunt divizori. Dar nu, acum știți la ce m-am gândit eu? Noi o să încercăm până o să ne dea mai mult restul decât împărțitorul sau egal. Până o să încercăm până când se va întâmpla ca cât un împărțit să fie mic decât împărțitorul. Și la noi s-a întâmplat asta. 11 și 31. Da? Deci când am ajuns la o împărțire exactă în care s-a întâmplat ca împărțitorul 31 să fie mai mare decât câtul, ne oprim. Deci atâta sunt. 11 și 39. În rest, dacă mai căutăm, da, și 31. 31. Deci, divizorii lui 34, 341 sunt 11 și 31. 11 și 31. Sigur, mai putem adăuga și pe cei, ăștia doi sunt proprii. Chiar cum de sunt divizori proprii. Da? Iar ceilalți, care sunt 1 și 341, să vezi divizori improprii. Divizori improprii. Aș vrea să te întreb. Cum se numesc numerele acestea? 7, 11, 13, 17. Deci numerele. Numerele. Două puncte. 2, 3, 2, 3, 5, 7, 8 și 9. Nu 8 și 9, 7, 11, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, și așa mai departe, puncte, sunt foarte multe numere. Toate numerele acestea se numesc într-un mod. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29. Au ei divizori? 13 are vreun divizor? 13 nu. Nu are. Dar 11 are vreun divizor? Se împarte la ceva? Nu. Toate numerele cu 10. Și care sunt impare? Cum se numesc numerele acestea? Acestea sunt prime. Prime. Deci acestea se numesc, toate acestea se numesc numere prime. Prime. Da? Numere prime, în paranteză spun, nu au divizori. Nu au divizori. Divizori proprii. Deci nu au divizori proprii. Deci astfel de numere se numesc numere prime. Că nu au divizori proprii.
Da? Să înveți numere prime. Nu am un divizor propriu. Să ne întoarcem și noi. Deci, numărul ăsta, 341, este prim? Nu. Nu. Din ce motiv? Că are pe 11 și pe 31. Are divizor propriu. Deci, are divizor propriu. Și atunci nu este prim. Deci, numărul 341 este... Este prim? Nu este prim. Nu este prim. Da? Nu este prim. Deci numărul 341 nu este prim, pentru că el are divizor. Îl are pe 11 și pe 31. Hai să cercetăm un alt număr. Dau la întâmplare. Să zicem 219. Deci să cercetăm numărul, iar chiar așa spun. Un alt exemplu. Să cercetăm dacă numărul 219 este ori nu număr prim. Chiar așa. 219? Da. Cercetăm dacă 219 este sau nu număr prim. Adică, cum am făcut la 341, cercetăm și pe ăsta. Da? Deci cercetăm dacă 219 este prim. Da? Ne întrebăm, o fi oare număr prim? Adică, ce ar trebui să facem? Să-l luăm la să-l cercetăm și să nu-i găsim niciun divizor. Deci ar trebui să-l cercetăm și să nu-i găsim niciun divizor. Cum? Iată la 341 l-am găsit pe 11 și pe 31. Dar ăsta, să vedem noi dacă este sau nu număr prim. Începem munca. Deci, vreau să văd acum divizorii cui? Divizorii lui 219. E calcul. Divizorii proprii. La ce mă interesează? Proprii sunt... el însuși și unul. Aceia se cheamă cum? Nu se cheamă proprii. Improprii. A, da. Da? Adică... Dar pe mine nu mă interesează aceia. Așa toate numerele au pe unul și pe el însuși. Mie mă interesează dacă găsim sau nu divizori proprii. Ai lui personal. Da? Ar fi 9. 9? Ia să vedem. 2 și cu 1. 2 și cu 1, 3. Și cu 9. 39. Cum? 2 și cu 1, 3. Și cu 9. 2 și cu 1, 3. Plus 9, 12. Și 12 se împarte la 9? Nu se împarte. Deci hai să luăm de jos în sus. Nu te duci direct la 9. Am înțeles. Dar nici nu vorbă. Deci, la 2 se împarte? Ar fi 4. Pentru că suma lor este 12. Păi, dar nu este criteriul cu la 4. Tu nu improviza la 5 se împarte. Dacă ai criterii, îl încercăm la 4 și nu se împarte. Deci, trebuie să începem așa. Oare se împarte la 2? 219 se împarte la 2? Păi nu, mai, dar hai să ne gândim la criterii, mă. Când o număr se împarte la 2? Când acesta este la când are la sfârșit un număr par. Când are la sfârșit aici cifre, ce cifre astea? 0, 0, 2, 4, 6, 8. Și cum nu are așa ceva, deci la 2 nu. Deci ăsta nu se divide. Uite, pun 3 puncte și tăiat la 2. Nu se divide la 2 pentru că ultima cifră este 9. Da, dar la 3 oare? Ia să vedem la 3. 219, întrebarea era dacă se divide la 3. Dar pentru 3 trebuia să adun cifrele.
2 plus 1 plus 9 face 12, nu? 12 și 12 se divide la 3. Deci 12 se divide la 3. Și dacă se divide la 3, atunci rezultă că numărul ăsta 219, deci noi ne întrebam, oare se divide la 3? Aici era întrebarea. Se divide? Și răspunsul, 2019 se divide la 3. Se divide la 3 și facem împărțirea, să vedem dacă am dreptate sau nu. Hai să vedem. 219 împărțit la 3 egal cu? Este egal cu 3 împărțit la 21, face 7. 7 ori 3, 21. Nimic. 9. 9 împărțit la 3, 3. 3. Deci 3. S-a făcut 3 ori 3, 9 și împărțirea s-a făcut exact, ne așteptam. Deci este 3 divizor, îl punem aici pe 3. Din clipa în care am găsit măcar un divizor, mai este el număr prim? Nu. Deci concluzia este, rezultă că îl putem pune pe 3 și pe 73. Și 3 și 73, adică fiecare din aceștia pot fi gândiți ca divizor. Deci rezultă că 219 nu este prim. Nu este prim că am găsit divizor. Nu este prim. Terminat povestea. Nu este prim. Hai să iau un altul. Să cercetăm un altul. Să se cercetăm dacă dacă 217 este prim. Pe el cercetăm. Cercetăm dacă 217 este prim. Ia să vedem. Să cercetăm dacă 217 este prim. Începe tu cercetarea și vorbește. Păi, dar nu prea știu cu ce se încep. Păi începe cu 2. Se poate la 2. Nu. Cu numerele pare nu se poate. Deci 217 ar trebui să începem cu 2. La 2 nu se divide. Din ce motiv nu se divide la 2? De ce 217? 217 nu se divide. Spune-o de capul locului la 2. Nu se divide la 2. Din ce motiv? Deoarece la sfârșit, la unități, este 7. Corect! Păi de cine ești foarte hotărât? Deci nu discut, nu am nicio treabă. Câte vreme aici e 7, nu discut. Dacă ai fost un număr par, 0, 2, 4, 6, se divide la 3. Hai să vedem. 217 oare se divide la 3? Întrebarea. Nu. Din ce motiv? De fapt, ba da. Pentru că 21 nu, nu zici nu și ba da. Trebuie să fii... Dacă ai luat o decizie, argumentezi de ce. Să-l calcezi. 21 părți la 3, 7. Așa, 7 ori 3, 21, nimic. 7 împărți la 3 ar face 2, ceea ce înseamnă că 6, dar restul. Păi nu, eu am vrut să spui deodată. Trebuia să-mi adun numerele. Că asta era divizibilitatea la 3. 2 plus 1 plus 7 este egal cu cât face? 2 plus 1. Dacă eu sunt pe 7, 10. Deci 2 plus 1, 7 face 10 și 10 nu se divide la 3. 10 nu se divide la 3 și atunci rezultă că numărul acesta 217 nu se divide la 3. Deci, clar, când am văzut chestia asta, nu fac împărțirea, ci pur și simplu adun cifre, că vine mult mai ușor. Hai să vedem, 217 se divide oare la
Deci nu se divide la astea, ca un hotărât. Se divide la 5, la 4 se divide? Nu. Nu încercăm, pentru că am încercat la 2. Deci nu se divide la asta. Din cauza că în 4 se află 2. Dar 217 se divide oare la 5? Da. Păi când se divide numai la 5? Nu are numai 0 și 5, dar dumneavoastră a zis dacă e cu suma numerilor. Păi nu, dar pentru 3 e valabilă. Pentru 3. Deci pentru 3 era valabil. De acum, altă idee este. Pentru 5, numai când ultima cifră e 5 sau 0. Deci nu se divide la 5 pentru că 7 e diferit de 0 și diferit de 5. Deci 7 nu e 0 sau 5. Din motivul ăsta. 217 oare se divide la 6 să ne gândim? La 6 în niciun caz. Deci 6 nu merge, dacă mai am înțeles. La pare nu. La 7. La 7 da. Să studiem, nu spunem da. N-ai niciun motiv de da. Ci trebuie să vedem, să studiem. Adică să facem o împărțire, să vedem dacă se împarte sau nu. Și zicem, 200... 17 plus la 7 este egal cu 3, este egal cu 3, 21, nimic. 7 plus 7, 1, nimic. Aaa, sunt părții. 1 ori 7, 7. Dar nu puteți... Vezi, încă o dată spun, nu ai avut niciun motiv decât după ce am făcut împărțirea. Abia acum am spus că am făcut împărțirea exact și pot să spun că are pe 7 și pe respectiv pe cine? Pe 7 și pe 31. 7 și 31. Și nu mai chiar vreși alți divizori, nu mă interesează. Mai este el prim? 217 mai este prim? Păi nu, că are pe divizor pe 7 și pe 31. Deci rezultă că 217 nu este prim. Fiindcă are măcar 2 divizori. Este ce se întâmplă la un număr. Mă scuzați. Da. Mă să vă întreb un lucru. Te rog. Legat tot de matematică, am putea să facem niște exerciții de la mine? Am eu niște exerciții. Neapărat. Dar am înțeles ce înseamnă numere prime. Prima asta. Ce înseamnă numere prime? Numere prime ar însemna numerele la care unele numere nu se împar. Sau... Nu, nu. Numere prime sunt acele care nu au divizori. Precum 29. 29 nu e niciun divizor, nici 31, nici 23, niciunul dintre acele numere. Ai putea să-mi dai următorul număr prim după 31? 33. 33 se împarte la 11. La 3. A, 35. Păi nu se împarte la 5? 37. 37. Nu există. 37 nu se fac la nimeni. Altul. Patruzeci și unu. Și 41, da. Da? Punem 41. Vreau să le luăm pe toate, până la 100. 41. Apoi. 43, ai spus mai devreme. Da. 43. 44. Ai cum? 44 în spate? La 11, la 4. La 22. Are la 22, la 2. Are divizori destul de mulți. Altul. 45 de greșit? E când ești prea cu 45. Are vreun divizor, se împarte la ceva 45.
Da, la 5. Păi da, de ce îl dai? De ce îl dai? De ce îl dai dacă se împarte? Deci dai pe cele care nu se împart la nimic. Tu înțelegi? Asta înseamnă. Da. Să n-ai divizor. Deci de acum la 40 nu mai este niciunul. Aici lasă. Deci am ajuns până la 43. 44. Ai spus mai devreme că e prostie. Că e 2. 45, nu? Nimic, nu este nimic. Cât doar cât se facă 47? Nu avem. Deci 47. Apoi. Ia să vedem. Mergem mai departe. 47. 47. Și de acum mergem direct la 50, că nu mai avem multe, nu mai dă treaba la 40. Deci la 47, 48, nu zic, în discuție, 49 e 7 ori 7. Deci 49 pică, 50 pică, că se împarte la 5. 51. 51. 51 ia să vedem. Nu s-ar împărți la ceva? 5 cu 1 cât face? 6. 51 se împarte la 3. Că face cât? 51, eu zic, se împarte la 3. Uite. 51 împărțit la 3. 3 în 5 o dată. Număr 3, 3. 21. 3 în 21 de 7 ori. 7 ori 3, 21. Deci, iată că 21, 51 este, nu este prim, are divizor. Mergem mai departe. După 51? 52. Ce părere? Nu. Se împarte la 2. Și dacă nu, când se împarte, nu-mi place. Eu să nu aibă niciun divizor. Asta e povestea. Da. 52 nu-i bun. Nu-l putem lua ca număr prim. Cincizeci și trei. Când nimeni, cât ori, cât se facă 53, nu se poate. Deci 53. În niciun caz 54, că e 6 ori 9, 54. Nici vorba. Nici 55, nici 56, 57. Da? Ia să vedem, 57 e bun? 57. Nu există două numere spre tău care se bat. Eu îi spun că da. Că 5 cu 7 face cât? 5 cu 7 face 12. Da. Și 12 se împarte la 3. Deci 57 se împarte la 3. Uite, îți arăt. 3 în 5 merge de o dată. 1 ori 3, 3. 27. 3 în 27 de 9 ori. 9 ori 3, 27. Deci 57 nu este prim. Care e pe divizor? Pe 3. Nu-l pot trece în șirul ăsta de numere prime. Că el se împarte. Altul. Până la 100 mergem. Vreau. 58. Tu hotărăști dacă 58 este par sau nu. Este prim sau nu? Deci 58 s-ar împărți la ceva? La 2. Totdeauna numele care au la sfârșit. A, da, se împarte la 2. Păi deci clar, nu, să nu putem lua. Măcar la 2 se duce, se împarte. Altul. 59. Să-l cercetăm. Ce putem spune de 59? La 2 merge? La 2? Nu. La 3. 5 cu 9. 5 plus 9. Egal cu 14. Și 14 nu se divide la. La 3. În concluzie, la 3 nu. La 7.
Cât? 7 ori cât se fac 59? Ai auzit vreodată? 7 ori 7 fac 49, dar 59 n-am auzit niciodată la mulțirea cu 7. Deci din ce știu din tabla mulțirii, 59 nu are. 59 este prim. 59 este prim. Îl punem. 59 este prim. Mai trebuie să mă spui aici. Pune și tu, într-o altă parte, că atât de important este să scrie numere prime. Și scrie la un capăt. Deci numere prime și le iei și le scrii pe tată. 31, 37, scriu aici. Scrie acolo, să le ai. Că atât de important ce facem acum. Deci, 59, da? Altul. Plecăm de la 50 și ajungem la 60, așa că n-am 60. 69? Pentru că 30, 60, da! 61 merită să studiem. La 2,9, la 3, 6 și 1, 6 și 1 fac 7, deci nu merge la 3, la 5 nu merge, la 7. Cine ori 61 să fac? Nu, n-am auzit niciodată. 61, din toată ce știu eu, rămâne aici. E număr prim, n-are divizori. Deci 61. Altul. 67. Altul. Se împarte la 2. Da. 69. Păi 6 și cu 9, 15. Și 15 se împarte la 3. Deci are o slăbiciune. Atunci trecem la 70. 71. 71. 71. La 3 nu se face. 71 fac 8. 72. Ce părere de 72? Păi da. Păi da, e prim, n-are divizor 72. Păi da, 7 plus 2, 9. Păi pentru 3 asta. E pentru 3, dar pentru 2, ultima cifră e 72, se împarte la 2. Deci când e ultima cifră, atenție, la 2 înseamnă să te uiți la ultima cifră, la 3 s-ar le aduni, da, la 3 și la 9 le aduni, numai la 3 și la 9 le aduni. Da. Și la 5 cu ultima cifră. Deci la 5 și la 2 te uiți la ultima cifră. La 3 și 9 le aduni numerele, cifrele care formează numărul respectiv. Deci 72,